Ce ai simțit când ai văzut lotul pentru euro? Ok, te așteptai, dar știind că cu 6 luni mai devreme erai acolo, adică ai fi fost în Da, lotul. n-aveai ce, în momentul în care nu joci, adică eu am fost tot timpul cinstit cu mine și cu asta, în momentul în care nu joci era normal că n-aveai cum să, normal că îmi doream și mai ales că tot timpul când mă duceam acolo, cred că îmi făceam treaba și Victor Pițurcă tot timpul m-a luat și tot timpul, adică nu aveam nici cum să reproșez Da, nimic, că dacă da. era, nu știu, că se schimba un antrenor și zicea, bă, are, asta e, fiecare vede în felul lui. Dar el mă lua tot timpul, adică când era. Și normal, nu putea să ia un jucător și asta am apreciat tot timpul, un jucător care nu joacă acolo. Și, din punctul meu de vedere, a fost, la moment, și la momentul ăsta, cred că e cel mai bun selecționer care a avut România. Pițurcă. Da. Adică asta e părerea mea. Eu, pe partea cealaltă, nu vreau să-l deranjez. Îl văd un selecționer mai mult decât un antrenor. Bine, n-am lucrat niciodată chiar ca antrenor, nu știu. Dar imaginea că așa formată, care selecționer, eu cred că a fost cea mai bună variantă care a avut-o România.